Ordonanța de urgență prin care ar urma să fie corelate modificările aduse legilor justiției cu recomandările Comisiei de la Veneția, așa cum anunțase Tudorel Toader, ar urma să intre luni dimineața în ședința de guvern. Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu. Avizul negativ al secției pentru procurorii CSM privind desemnarea Dinei Florea în funcția de procuror șef al DNA a ajuns în această dimineață la Ministerul Justiției. Tudorel Toader a anunțat că îl va analiza luni, iar apoi va lua decizia dacă o nominalizează. Asistenta de la Spitalul Universitar din Capitală, care a fost în greva foamei timp de 17 zile în luna august, a fost concediată. Ea susține că motivul ar fi că a vorbit despre neregulile din cadrul instituției medicale, însă managerul spitalului susține că e din cauza că a lipsit nemotivat. Cu o medie de 308 dosare soluționate lunar, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților va avea nevoie de încă 9 ani și jumătate pentru a soluționa toate cele 63.107 dosare de restituire înregistrate până în prezent, avertizează Asociația pentru Proprietate Privată. Simona Halep a plecat în această dimineață spre Moscova, unde va participa la Kremlin Cup, competiție care va avea loc în perioada 15-20 octombrie. Liderul WTA s-a tratat în ultima perioadă în România de hernie de disc. Rapperul Kanye West s-a întâlnit cu Donald Trump și cu generele acestuia Jared Kushner la Casa Albă. Evenimentul a stârnit reacții dintre cele mai diverse în media și pe rețelele de socializare online, de la dispreț la tristețe. Au fost și câteva declarații de sprijin. Toate știrile de ultimă oră le găsiți pe mediafax.ro.